Salutări tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Sunt super entuziasmată în legătură cu tutorialul de azi. Voi face o mini inimioară croșetată în doar câteva minute. Puteți folosi orice fel de fir și orice mărime de croșetă. Se realizează foarte, foarte ușor și mai ales foarte, foarte repede. Maxim 2-3 minute. Maxim 2-3 minute. Exact. Eu zic să începem. Mi-am pregătit firul. Voi folosi un fir din bumbac în această culoare. Am luat croșeta cu care voi lucra, cea de 3,5 cm și voi începe cu un magic ring sau un inel magic. Și îi face două ochiuri de lanț în exteriorul cercului. Apoi voi lucra trei piciorușe triple în interiorul inelului. 1, 2, 3. Voi face 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, un ochi de lanț, un picioruș triplu, un ochi de lanț și voi începe să construiesc cealaltă jumătate a inimioarei, adică voi face 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 3 piciorușe triple, 1, 2, 3. Voi face două ochiuri de lanț, strâng puțin inelul, voi face un ochi alunecat în interiorul inelului, un ochi de lanț și inimioara mea este gata. Voi tăia firul, voi strânge cercul, voi strânge și în partea de sus și cea mai drăguță inimioară este gata. Am cusut și firele pe spate, le-am ascuns și pam! Este gata alături de celelalte. Mulțumesc pentru că ați vizionat acest scurt tutorial, dar super, super drăguț. Bye!